Aici mergem la hambar să aducem. E greu de-a la mai fain, care se poate băga și în pită. Asta e vânturașcă. E luat de greu numai. Deci asta ia mai rău. Frunză de nuc mai punem. El păstrăm că nu umblă așa asta păianjenul, că păianjenul face tăchea răutățele la grâu. Și puneți frunză de nuc în grâu? Punem frunză de nuc, că nu-i place de frunza de nuc. Uite că e curat. Altfel să fac păianjen de... Zici că e în junglă. No, am aducem acolo. Aici te luăm un șurub. Și să pui curentul. Aia nu e pentru ridicat, piatra de să taie, să ferică, cum îi zice cea bătrânii. Cât de grele sunt pietrele? Păi, pietra de 60, pe 60 rotund, așa, în jur de, să zic așa, cam 150 de kg, 200. Pentru că nu pot ridica numai cu cantară, cu șoroful ăla, s-o suspende așa, e foarte grea de... prins. Una e fixă, e bătută cu țânti jos, aia de jos. Am adat drumul la motor. Ce rezultă de acolo.
mai rară, ca să treacă mai mult, mai multă tărâță. Se zice că e bun. Bună tărâța, că are calciu, are vitamine. E bună în pâine. Și tărâțele le dați la animale? Da, le dăm la nivaci sau la porci sau mai facem muieturi cu făină ghemalai. Cum zicem noi, tărâțe cu făină ghemalai și dăm la găini. În moiache. Mai noi le zicem muieturi. Avem și trog de sopt. Amestecul e făcut aici. Da, numai să pui aluatul care l-am lăsat adineauri. Să aduc să-l pun. Aluatul care e lăsat de la data trecută de la pâine. Așa. Și acum mai ajutăm un pic și cu drojdie. Pentru a crește, să crească mai repede. Restul tot ies acum. Așa. Acum să-mi fac murătoare pentru frământat. Acum am făcut murătoarea și începem să frământăm. Să cu apă călduță ca să se dospească mai repede. Câte pâini este aici? Păi vreo 4 pâini. Nu mari, tare. 4 pituțe. Păi mai mică covata. Și nu putem prea multă, că la frământat dăm peste. Nu-i bine. Da. Ce bine miroase. Miroase e făina aia de grâu. Miroase mai bine. Aia când o luăm din cuptor, apoi parcă miroase a grâu fiert până e caldă pita. Așa bine miroase. Da. Câți oameni mai fac așa ceva în ziua de astăzi? Aici, păi, pacip în zonă încă mai fac o câteva femei. Că ne place pâinea de acasă. Măcinăm grâu, lemne am mai pregătit ca să avem și
Dar cum era pe vremuri? Pe vremuri tot cam așa era, da. Aia sămânau grâu, pe vremuri sămânau grâu. Nu ca acum, acum te duci și îl cumperi. Am zis că nu se mai face aici, adevărul că nu mai seamănă nimeni, că nu mai... Dacă seamănă un om, doi, tot să mâncă păsările. Tot greu. Și atunci omul s-o lipsă, să nu mai seamănă. Nu mai ne dă randament, vin să-l văchiciunile, nu... Nu poți. Pentru că numai un singur om, doi, nu... Nu se poate. Atunci se mâna greu, se mâna hold, o seceram, o îmblăteam cu îmblăcie aia și o duceam la moră și o mai făceam și cu ciurul până a plecat la moră. Mi s-a dus jos, mă. Asta. Stă cam rău că suportul ăla l-am prăpădit. Este cam rău așa. Era foarte greu, acum e ușor. Te duci numai și cumperi făina și grâu, vii și-l maci și faci pâine. Alma, făina asta nu are agent de afunare, nu are alte... Păi mă gândesc că... Asta e greu? Da. Asta e greu, da, asta, n-are. De când numai ce în cască e stropit holda. Greu ăla, pe țară. Restul de aici nu. E la noi, că la noi numai să macină și să cernie. Ca să luăm tărâța, tărâța o dăm la animale. Avem ce? La vaci, la porci, la... Ce este? Ce avem? La horă. Asta e. Da, ia puțin mai fac pâine, aveți dreptate. E greu, trebuie lemne și... Și mult mai comod. Da, păi. E comod să te duci să o cumperi. Cum e și aceea ce din jos, numai brutăria. Nu avem probleme, că nu-i pâine. În tătă ziua, pâine moale. Dar pe ei ne place, mai ales cu pătim de vară, cu zarzavatul, cu slănină, cu untură, cum zicem noi. E mai bună decât aia de cumpărat. Mai asta restul merge. Da. Am azi brutăria aici în zonă, cât e vrei. Sunt destule. De la cine ați învățat să frământați? De la mama. Mama îmi spunea că, uite, fă așa, fă așa, lasă aluat. Lasă aia, lasă aia. Mama m-a învățat. Frământă mult, să fie pita bună. Și o prinde mai gros, mai vârtosă, așa zice. Ca să nu rămâie porcolor de făină în ea. Așa. Cât timp trebuie frământată? Păi oricum, 30-40 de minute. Trebuie frământată, dacă nu și mai mult, depinde cât e multă pâine. Trebuie frământată. Oi, o, nu vrei să stai. Cât o frămânzi de mult, cu atât ai... Mai bună. Să nu rămână făină. Da, să nu rămână și să
crește mai bine, altă pâine, nu se moaie făina, numai nu, nu-i bună. Trebuie să-i dai pumni, zicea mama, dă-i pumni, până sudă grinda. Și pe vremuri, cum făceau, când făceau pâinea? În ce zile? Odată pe săptămână. Nu știu ce căzudie. Odată pe săptămână făcea pâine, mai în special sâmbăta. Mai făcea o prăjitură sâmbăta să fie pe duminica. Mai un vărzar cu lobode, cu cartofi, cu brânză. Și noi mai facem și acum vărzare. Dacă este din ce, până mai ținem animale. Când nu ținem, nu va fi brânză, numai că cumpărăm. La câte animale aveți? Acum nu avem, numai o vacă. Am vândut una, că nu mai chipzuim să ne grijim, să le mulgem. Suntem bătrâni, ne dormim. Bărbatoare, 77. Nu se mai poate. Foarte greu. Aici te greu a fost, e zona de munte și de râpe și de... Mai ne-am obișnuit. Am obișnuit cu tăti. Foarte greu stai. Cam câți ani are? Asta? Curbata asta. Vreo 80. Cu siguranță, dacă nu mai mult. Mai mult are. Asta am găsit-o la socra. Când a venit aici, i-a dat o mamă sa, ei. Și socra, mai 90 de aer avea dacă trăia. Ia zic, oricum, covata are peste 80. Și ne-a faceți tot timpul? Da, bine, nu tot timpul, mai facem și eu. Am s-o rupt. Am avut un suport așa exact să stea covata. Și ăla s-o rupt și a fi stă greu așa până pe scaun. Suportul ăla s-o rupt. N-am mai umblat să facem, că acum sunt de plastic. S-o țin, că n-am ce face. Piciorul. Da. Deci așa învață femeile să dea pumn. Da. Așa e. Asta e. Dă pumn numai la pâine, nu la bărbat. La bărbat nu putem da, că nu-i vorba aia, dacă dai cu spatele. Dacă dai pumn la bărbat, el e mai tare. Da. Să nu se prindă vărzarul.
La care e compoziția? De la pâine. Compoziția de aici o luăm, de la pâine. Uite. Aia e pâinea și aici am luat cașul cu lobodă sau spanac, depinde ce vrei să pui sau ce sezonui. O să facem mai multe. Vărza, suntem mai mulți la mâncat. Uite așa. Și untul de la dumneavoastră de aici, da, de la animal. De la vaci, da. La vacile care aveți. Da. Vaci de aici l-am adunat. Nu cumpărăm. Untul m-a încas că înțarcă vaca și nu avem eu zbântână de unii lua ca să putem face unul. De câte ori fac în cuptor? Deci de fiecare dată când faceți în cuptor, faceți și pită și vărzare. Și vărzare, da. Iarna mai facem cu brânză și cu cartofi sau bobi, cum îi spuneți. Brânză de iobă, îi spunem. Ca butoiul de ăla, de iobă. Brânză de aia mai face iarna când avem caș. Avem caș. Am mai pus lobul de la înghețat. La congelat și de acolo luăm. Sau cumpărăm spanac sau... După cum avem. Brânză de iobă se poate face și cu lobă, cu cartofi. Nu un soare, untură chiar de aia din porc. Îmi facem la Crăciun porcul. Deci îi dați și pe deasupra și pe deasupra? Pe deasupra îi mai punem, da, ori unt, ori depinde ce vrem. Ori untură de aia ungem. Când îl scoatem din cuptor. Cam așa. După aceea la tavă și iacă. Așa, câte două bucăți, că e mai ușor de scos din tavă, dacă facem din două. Dacă doriți. E prune. Așa. Asta e gata. Altul rând. Așa, odată se strică. O punem la congelat și o părțim în două, în trei. Pâinea depinde cât e mare sau întreagă. O punem la congelat și foarte bună. Mai sunt și pătatele. Atacate de bolă, de vierme, de... Vai ele. Sprunea e stropite. Astea cred că da. Astea de la noi. Nu de la noi de aici, dar să văd că nu s-a aduse din altă parte. Pare că s-a aduse
prune mari și grase, astea mai sclăbuțe, mai mărunte, mai... Le puteam rupe și mai mărunte un pic, dar cred că e bine că să închide ele acolo. Și cu mere, și cu prune, și pe timiarnă, dacă ai la congelat. Și cu varză, ba murată, ba călită, oricum. Și care e murat, o poți căli și e foarte bun. Și amestecată cu cartofi și fără, și așa, care cum îi place. Lucruri așa băbești. Cum se descurca lumea pe vremuri, că nu mergea tă să cumpere. Dar de la cine ați învățat să faceți verdar? Păi de la părinți, păi de la mama. Nu fășteau atâtea prăjituri pe vremuri, făcea vărzare și cum puteau. Ghețoane. Vărzare de dulce, de post, de prune, brânză, bobe, de tătie. Lipsa te învață și încerci, în tot fel. De obicei, cât de vărzare faceți? 3, 4, 5, depinde care mai cum mai solicită. Mai fac un vărzar la sorul meu, îmi bau un vărzar, mai vin copchii, mâncă și ei, o poate și mai duc și uite că 3, 4, 5 să fac. Udur jogul să se moaie, ca altfel să aprinde. Acum îl jăruim un pic ca să mară, să fie jarul pe toată vatra. Lăsăm să stea un pic pe vatra ca să... să încălde bine vatra, atât. Deci îl îmbrășteați? Da, îl îmbrășteam, la mine îi ziceam jăruim. Jăruim cuptorul, dar împrăștiem pe vatră. Mai țăpăm-o câteva știțe. Deja el e cam ars, că e alb. Mai țăpăm-o câteva știțe până stăva jarul pe vatră. Și atunci îl tragem afară și dăm cu bucatele la copt. Nimi astea mai subțiri, ca numai un pic afară ne trebuie. Dar de ce băgați la mine astea? Până stă jarul pe vatră să nu se stâmpere sus. De aia să fie afară pe momentul. Să mai poate și fără, dacă tot n-a dat, nu. Așa ne-am obișnuit. Să stea jarul pe vatră și pară să fie în continuu. Mai bacă poate, e destul. Un pic stea pe vatră și după aia aducem ce trebuie. Dar la ce folosesc frunzele astea? Punem pe supână, pe vatră, ca să nu că mai rămâne cenușul, oricum l-ai mătura. Mai rămâne cenușul. Deci pui făină într-o, asta am la soc. De ce-s frunzele astea? De ce copac? De paltin. Paltin. Hai să am rămâne aici. Dacă vezi că de nuxul pătață. Nu pot de treabă, toată vara nu. La secetă asta s-o. Deci ori de paltin, ori de nuc, spune frunzele. Da, da, da. Și pe la țară și în alte zone pune
cordi, frunze de varză, adică, cum să zic, de alea care ies mai mari și pe punea sub cureci, sub pâine cordii de acelea de varză. Alea nu se folosea numai la viche. În creștere de să despoi așa, se făcea cât o gardină de acolo, de una. Numai bine se potrivea sub pită. Să para și gata. Putem da la cuptor. Nu pune un gol de trebuie. Și în cutia asta ce puneți? Iau un pic de aluat de acolo în postavă ca să am pe data viitoare pe când fac chiar pâine. Ca un fel cum îi spuneam o maia. Și noi îi spunem aluatul ca să avem la data viitoare. Cu acela acrim pâinea. Așa, le pregătesc ca pe... Păi câte o frunză dau, după cum de mare pâinea. Sub ea, să nu se iei cenușă pe ea. Nu să nu vă ating cu coada. Doamne, ajută-ne, Doamne. Cum îi zice la școala asta? Cu jogul. Adică acum avem cu jogul să adunăm cenușa. Că jarul a intrat cu dârgul și acum adunăm cenușa cu jogul. Așa. Stăm cu jogul pe vatră și se adună cenușa, că de-aia nu dăm. Nu dăm cu apă. Ca să, altfel să arde, să prinde. Acum să sojăm pita. Așa. Și așa. Hai să-mi iau frunza. Așa, destulă una. Și hai să mă scol pe mâini, mă urc pe mâini. Ca să nu se prindă aluatul de mâini. Faceți așa, se umple de făină? Da, să, așa zice, să sojăm pâinea. Ajută-ne! Și
Și a rămas frunza de respectul pâine. Da, da. Rămâne jos la pâine. Așa. Mai pot pune una. Să fie. Facem pâinile și mai mari și mai mici. După cum vrem. Le facem mai mici, să coc mai repede. Dar de unde a știut când trebuie băgată pita în cuptor? Păi, când e aprită. Mă refer la cuptor. La cuptor, când s-a ars cuptorul destul, s-a făcut alb volta. Bolta la cuptor să fie albă. Și atunci ai ars destul. Facem cruce, că așa am învățat de la bătrâni. Așa e bine. Deci ce rădeți acum, puneți... Da, da, în cutia aia, pentru data viitoare, să fie aluat. Ca să faci anul de data bună. Nu se pierde nimica. Nu, nu. Nu-i voie. Aoleu, că ce s-a dus. Nu-i voie să se piardă. Acum. Iau altă lopată ca am pentru altă lopată pentru tăvi. Dăm tăvile la copt. Le basă în cap. Mai punem în fundăm și așteptăm să se cocă. Gata. Acum să încurăț aici. Cât timp lăsați la copt? Vărzarele cam 20 de minute, până așa este micuții, o oră, încă poate nici, depinde cât îți e mare. Făcui și mai mici, să cocă mai repede. O să facem aluat pentru data viitoare. Pune undeva să se crească la căldură, să crească un pic acolo în vasul ăla ce avem în cutie și pe urmă dacă nu facem mai degrabă o punem în frigider să stea la rece. Și stă la rece și e bun. Dacă uitați să luați, mai am uitat, s-a întâmplat de am uitat. Nu mai duc la un vecin și cer. Sau dacă nu, bag numai cu drojdie. Dacă n-am de unde căpăta. S-a întâmplat. Și pe vremuri cum se păstra, că nu era frigider? Așa, la rece. Și făceau oamenii și în toată săptămâna. Se păstra bine. Se făceau în toată săptămâna, dar acum... nu mai facem, că e cald, nu mai facem, că n-avem vreme, mai mâncăm și moli, ia, cumpărați și uite așa. Și stă, de fapt, că o săptămână stă acolo, în beciu.
Așa, el trebuie să safrească, să umplă. Și atunci ai gata. Cu prunie, cred că. Cu prunie, cu ieșit prunile. Nu mai verifică, tot ies din ea. O las așa. Pâinea cât trebuie să mai stea? Ia, pe ei până 50-40 de minute, că e picuța micuță. Poate că dacă nu cocuții aia, ce-s mai mici aia, îi scoatem și mai repede. O să vin de două ori că mă ard. Ești pe masă, Nadia să răcește, să mâncăm. Ducem o tură. Așa. Un tură. Sau cu un tacu, un tură. Uite, aici ai un tură. Să moaie coja. Cu un tură de porc. Noi să facem un tur de când ți-o eu minte. Un tur să facem la Crăciun din porc. Folosim foarte mult la mâncare. Da, așa e. În tur ca să le tăiem să... Haide să răcește un pic. Un pic dacă aveți că ne grăbim, că altfel e acoperit, cu un prosop, să măie cojița. Foarte bine, nu-mi e așa tare, dacă e, nu. Secașul. Nu o fi.
aici, vine și că toamna cobine partea asta. Ce bine miroase. Miroase bine, da. Îți bune? Da. Astea două sunt mai mari, o să le mai las aici.